Salutare, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! O avem astăzi alături de noi pe prietena mea, Irina. Salut, Irina! Salutare! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Abia aștept să ne așezăm la masă, să mâncăm împreună. Și eu. O face astăzi un sos alb cu ciuperci. Îmi place foarte mult sos alb cu ciuperci. Mă bucur! Cu ajutorul Domnului ne vom apuca de treabă. Rămâneți alături de noi până la final pentru a vedea reacția Irinei la acest preparat. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de ciuperci, șampinion brune, 500 ml de smântână pentru gătit de 20% grăsime, 500 ml de lapte, o legătură de pătrunjel verde proaspăt tocat mărunt, 2 linguri de făină, 4 linguri de ulei de măsline, 4 căței de usturoi și sare. Vom începe prin a tăia ciupercile. Eu nu le-am curățat de coajă, le-am spălat și le-am șters să fie uscate. Puteți să le curățați dacă doriți. Le-am tăiat puțin din codiță. Le vom tăia în bucăți mici. Următorul pas, pregătim o tigaie în care vom pune uleiul de măsline. Punem jumătate din compoziția de ciuperci. Dacă aveți o tigaie mai mare, puteți să le puneți pe toate. La mine a început să scadă și voi adăuga și cealaltă jumătate. Așa arată ciupercile noastre după 5 minute. Ele au scăzut. Acum vom adăuga laptele. Și vom lăsa 3 minute să fiarbă. Adăugăm usturoiul pe care l-am tăiat mărunt. Și sare, puteți pune sare după gust. Vom adăuga cele 2 linguri de făină pe care le pun într-o sită. Eu le voi cerne, în același timp amestecăm. După ce am adăugat făina, eu am dat focul mai încet și voi adăuga smântâna. Am ales această smântână pentru gătit. Putem să o punem și când este preparatul fierbinte, că nu se adună, nu se brânzește. Și mai lăsăm încă un minut cu smântâna. Sosul nostru este gata, i-am oprit focul și voi adăuga pătrunjelul. Dragilor, sosul meu este gata, arată foarte bine. Îl puteți servi lângă cartofi, lângă paste. Eu azi am ales mămăliga. Îi voi pregăti Irinei o farfurie. Irina de-abia așteaptă să vină să guste. Sper să-i placă. Preparatul nostru este gata. Azi a fost multă bucurie aici în bucătăria noastră. Irina a sosit timpul, o să guști. Mulțumesc, Alina, abia am așteptat. E foarte, foarte, foarte bun, ca la mama acasă. Ieftin și ușor de făcut. Mulțumesc, Carina! Cu drag, Irina! Dragilor, până la următoarea rețetă, vă dorim toate cele bune, să vă bucurați acasă, în bucătăriile voastre, spor la gătit și poftă bună!